Victoria azi. Victoria azi. Sau, nu se știe. Da. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. De pe San Siro din Milano, astăzi suntem la Motru, pe stadionul municipal din Motru. Avem meci de Liga 4 de județ. Mineru Motru, Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu la Liga 4, pentru că n-au avut dreptul de transfer, nici măcar jucători liberi de contract n-au putut transfera. Au ales să joace la Liga 4, s-au înscris în Liga 4, e neretrogradând. Au terminat pe 3 Liga 3 sezonul trecut. Acum la Liga 4 sunt după 4 meciuri. Au trecut 5 etape, dar fiind 13 echipe în serie, Pandurii a stat o etapă și după 4 meciuri au maxim de puncte, 12 puncte. Joacă cu juniorii, copii sub 22 de ani majoritatea. Aveți vlogul din Cupa României, de la Jiu Petroșaniu, ne-am stat și de vorbă cu Marin Condescu, Jiu Petroșan, Pandurii Târgu Jiu, 7-1. Cei de la Motru sunt un pic mai experimentați, să zic așa, jucători trecuți de o anumită vârstă, dar Pandurii mai tineri, dornici să câștige. Pe 17 va fi o zi decisivă pentru ei, pentru că se va afla dacă vor intra în faliment sau nu. Pe 17 octombrie, astăzi suntem în 15 octombrie 2022, zi frumoasă afară, soare, 15 grade, o zi nemaipomenită pentru un meci. Marin Condescu a venit și el la meci, îl aveți pe clipul cu Jiu Petroșani din Cupa României. Avem aici un teren sintetic. Autocarul Pandurilor. Și terenul. Mi-am luat această șapcă cu Europa League să ne aduc aminte de vremurile bune în care Pandurii juca în Europa League. Chiar acum 9 ani, în această perioadă, juca cu Fiorentina la Florența, Dniepr din Ucraina, o altă componentă din grupă, și Ferreira din Portugalia. Șapcă primită de la un bun prieten. Da, cei de la Motru în echipament roșu, Pandurii în albastru. Primul meci de Liga 4 de pe canal. Așadar, nu uitați să dați și voi un like, abonați-vă. Sunt cu Vlad aici, pe el știți de pe vlogul de la FCSB Anderlecht. Eu nu mai am permis, am rămas fără permis. El este cel care m-a adus azi la meci, îi mulțumesc. Salut! Pandura și se pregătește meci. Florin Bejinaru, antrenor. El a mai antrenat pe aici, pe la Pandurii. La greu, la greu, tot timpul el vine la greu. Tudor, băiatul care a dat golul la Petroșani. Îl aveți pe vlog, Jiu Pandurii, în cupă. Hai să urcăm și noi. Pe cine o? Mineru Motru, echipă care s-a desființat în 2016 și a fost reînființată anul trecut în 2021. Marin Condescu acolo stă singur, lupul singuratic. Prins loc la VIP aici, primul rând. Măcar aici în loc cu genunchii, nu ca pe San Siro. Acum a ajuns să fie un derby. Mineru Motru, Pandurii Târgu Jiu. Pe vremuri, Pandurii, la un moment dat, o avea satelit pe Mineru Motru. Cum vă spuneam, Florin Bejinaru, el cam tot timpul la greu aici a ajutat Pandurii. Ce ocazie! Oh,
Gol! E gol, că intră la poartă. E gol! Neicu și Crei. Totul pare în regulă. Cap! Da, Pandurii încearcă un 4-3-3 cu Tudor Ciutacu în spatele celor trei din față, care se poate transforma și într-un 4-2-3-1. Intrare foarte tare, n-am prins-o, a numărului 13, nu, 18, de la Motru. Ce talpă! La limită, de portocaliu, așa. Talpa aceea la care s-a luat galben, deci cam de roșu. Prea ușor. Faul la portar. Ocazie imensă. Da, vine ăla cu targa. Hai bă, cu șifrei. Hai cu șifrei. Hai bă, mă, faza controversată, vedem la reloare. Simulare. N-a fost nici. A cădea mai devreme, poate. E gata prima repriză. Da, pauză la Motru în Liga 4 din Gorj. Pandurii și Minero Motru se află la egalitate 0-0. Vorbeam cu Marin Condescu înainte de meci și spunea că după minutul 60 probabil vor marca, pentru că sunt mai proaspeți, jucători mai tineri ca cei de la Motru. Vedem, până acum o primă repriză frumoasă. Pandurii locul 3 în divizia județeană din Gorj, Liga 4. Minerul Motru locul 7 după primele 5 etape. Vedem ce se va întâmpla repriza a doua. Nu uitați să dați și voi un like și ne auzim. Numai al bătrân. Ce pas e de pe ala. Ce ocazia. Dar Motru domină la jocul aerian, Pandurii mai bună cu mingea pe jos. Medicul echipei.
a fundat și central de la Motru, au și ambii galben, deci acolo se poate forța. Și numărul 18 și numărul 13, cartonaș galben. Autogol, fundașul central numărul 18 și a băgat-o în proprie poartă. Poate la fară. Du-te mă acasă. Bun, bă. Se încing spiritele la Motru, autogol Motru și după care vine cartonaș roșu Pandurii și al doilea galben și la Motru, roșu și la Motru. 10 contra 10 se va juca. Ce supărat e. Uite ăla, 19, ăla o să dea gol. Galben, nu? Roșu e al doilea galben, fundașul central, 13-le. V-am zis că au galben ambii fundași centrali. 5 minute. Da, ați văzut numărul 13, ce nervos a spart pe aici sticle, a dat cu piciorul. Nebunie. Da, au cerut penalti cei de la Motru pe final acum.
A cam fost. Nu l-am prins pe video. Offside, nu se pune. Se putea și mai rău. E gata. Da, rezultat final. Pandurii câștigă cu 1-0 la Minerul Motru acasă. Ce să mai cred, că e cea mai grea deplasare pe care Pandurii a avut-o în acest sezon. Nu neapărat deplasare, cât meci, cel mai greu meci. Cu un posibil penalti pentru gazde pe final, care nu s-a dat. Asta e. Ce să mai. Nu uitați să dați voi un like și până data viitoare ne auzim.